Și sensibil mesaj, o piesă scrisă pe versurile lui Nichifor Crainic și interpretată de Mircea Vintilă. Așadar, spre țara mirelurilor.
așează cu satul la masă și își varsă durerea să din nou în noi generații ca mine, ca tine, ca voi. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț, să cântăm toată lacrima noastră pentru el s-o vărsă. Vă invităm pe fiecare dintre voi care cunoaște versurile să cânte alături de noi și împreună să facem să bată inima Ardealului aici, chiar în locul acesta. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
regele dacilor, Iancu Avram. Și el este astăzi, precum toți eram, lumină de neam. Următoarea piesă ne duce cu gândul la marele Avram Iancu, o icoană a poporului român. Audiție plăcută! Poporului român.
țara noastră, cu lumina ei curată, roșă, galbenă, albastră. Următorul material muzical pe care îl vom prezenta este intitulat Cântec de țară și este despre o țară specială pentru fiecare dintre noi, și anume România. Următoarea melodie se intitulează simplu, Toți. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
vrea să recit niște versuri foarte, foarte emoționante, atât pentru mine și cred că și pentru voi. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire, pace și noroc. Următorul material muzical se intitulează Inima Românului și ceea ce ne-am dorit este să armonizăm inimile voastre prin acest cântec ca să vă surprindem plăcut și să simțiți această importanță pe care o avem noi, deoarece cu toți avem inimă de români. Audiție plăcută! Am cu toții o îndrăcim și așa simțim că reînnoim și reînnoim România cu ea și libertatea în noi și asta e cel mai important. Se numește Cântec pentru Libertate. Audiție plăcută! Pe tine și pe merite, da.
pușcărie, că pe mama lui te știe, da. Concertului de astăzi și se numește Tânăr și Liber. Un cântec ce pune accentul pe minunata perioadă a tinereții, a bucuriei pentru lucrurile mici și a libertății pe care noi cu toții putem să ne manifestăm. Sperăm să vă placă! Ajunge un strop de căldură din soare, o pete de iarbă
Thank you.
Sper să fie cineva cu dărătorul de cuvânt și altfel. Lina Murca la ultima melodie, să nu vă stric media de vârstă, l-am lăsat pe Petre. Dragii mei, dragii noștri, vă mărturisesc că astăzi am făcut trafic de influență, că oricum e la modă, și am reușit să zbor cu avionul de 2 în loc de cel de 5 din București și mă bucur foarte mult că am făcut-o. Ceea ce ne-ați prezentat voi astăzi este mult, mult peste așteptările noastre. Vă mulțumim din suflet. Vorbeați la început de lucruri extrem de importante de anul centenarului, de unitate. Ceea ce ați arătat voi astăzi aici, îmi cer scuze că stau cu spatele, dar de fapt sunt reprezentantul dumneavoastră și vorbesc cu ei, ceea ce ați arătat voi aici înseamnă cu adevărat unitate. Este cel mai important spectacol pe care eu, de când ești primar, l-am văzut organizat de tine și nu primar de ieri, de vreo 14 ani. Și vă mărturisesc că sunt foarte, foarte mândru de voi că ați făcut acest lucru. Să știți că dacă era Cenaclu Flacăra, aveau probleme, pentru că foarte mulți dintre voi trebuia să mergeți pe acolo. V-ați înhămat la ceva, spus că e prima ediție, să nu uitați că întotdeauna când porniți pe un drum trebuie să-l continuați și o să fiu foarte bucuros să fiu și la anul la a doua ediție. Vă felicit din tot sufletul și vă respect!